Vreau să fac și o informare către Consiliul Local, așteptată de anumite persoane, dar este o decizie a mea, evident, și anume că începând de mâine îmi prezint demisia din funcția de viceprimar și mă întorc la catedră. Nu este o conferință de presă, dar trebuia să informez Consiliul Local. Dacă apare vreo întrebare de ce, cauza este legată de încălcarea protocolului de către doamna primar prin acea dispoziție prin care mi-au fost retrase atribuțiile. Atâta timp cât acele atribuții n-au mai fost, de la momentul respectiv și până acum am crezut că lucrurile se vor reglementa, nu s-au reglementat și atunci este bine ca să nu fim într-o stare tensionată, să nu ne punem poalele în cap și să ne vedem fiecare de treaba noastră. Vă doresc mult succes la catedră. Felicitări! Asta înseamnă demnitate. Bravo! Doamna primar, și conform protocolului, următoarea propunere este tot de la PNL. Mulțumesc! Păi nu mai avem niciun protocol. Dumneavoastră l-ați rupt, l-ați făcut ferfeliță pe rețelele sociale. Noi nu, nu poate avem... dumneavoastră trebuie să spuneți. Eu vă rog să avem discuția asta în alt loc decât aici. Ba înseamnă că nu mai aveți cu nimeni protocol, doamna primar. 100% nu! Voiam doar să vă spun, domnule Zaharia, că sunteți o dezamăgire, la modul foarte serios. Bărbătește era să aveți o discuție cu mine înainte. Așa ar fi făcut doamna primar. Să nu mai revenim la discuții cu caracter. Haideți să discutăm împreună. Știați, discuțiile astea le-am avut mai de mult. Astea? Discuțiile astea le-am avut mai de mult. Nu, eu le-am auzit din oraș. Le-ați auzit din oraș. Vă rog frumos să încetăm discuțiile, să le avem în altă parte. Mulțumesc.